să ne dea Dumnezeu la revelionul viitor să avem un prezentator mai bun. Prezentam, da. Era un moment. Păi te-am prezentat, să spunem mulțumesc. Mulțumesc, Romica, că m-ai întrerupt. Te rog frumos, nu mă mai goni. Lasă-mă și pe mine să spun doar două lucruri și plec. Uite, sincer să fiu, nu, nici nu mai îmi place să mai stau în tabăr aici cu colegii mei, pentru că, să spun ceva, au prea multe poante, au prea multe glume, fițe, înțeleg, și stau așa lângă ei. Devin anonim. Devin anonim. Și nu vreau să devin anonim, pentru că știi că nici nu-mi place. Deși bucuria mea este doamna Laura Lavric, pe care să vreau să... Să nu zici ceva de doamna. Nu zic nimic. Să nu spui ceva de doamna Lavric. Ea îl admiră foarte mult pe Șerban, pe Copoț. Cum a intrat, i-a și dat 10 lei bacșiș și a spus să nu mai cânte. Pe cuvântul meu. Pe cuvânt. Șerban, apropo, Vlad Grigorescu, știi de ce n-a venit astăzi seara aici? De ce? Și-a luxat coloana vertebrală de cât te-a cărat în spate câteva sezoane la Iumor. Lasă! Pe cuvânt. Nu, pe cuvânt, nu. Dar nu mă iau de oameni. Dar lasă-l, mă, pe Șerban în pace. Chiar la... Dar nu mă iau de oameni. Cunosc pe Șerban de... Am crezut că zice ceva de înălțime, că era chiar... Îl las imediat. Bă, tu știi câtă treabă are băiatul ăsta? Șerban? Șerban? Hai de capul meu. E foarte ocupat. Stă toată ziua în față la Antena 1. Și întreabă, dom'le, să mai face un sezon la Ai Umor sau mă apuc de muncă? Hai, mă, la... Pe cuvântul meu, Șerbane, pe cuvântul meu, fără tine, Dan Badea, se descurca și singur, pe cuvânt. Sincer să fiu, te-am văzut de atâtea ori îmbrăcat în femeie și încep să cred... Că îți place. Lasă-l, mă, în pace. Gata, lasă-l, mă, pe Șerban. Nu-i mai spune. De fapt, cred că ăsta este și adevăratul motiv pentru care a făcut 3 sezoane la rând la Te Cunosc de Undeva, numai femei, pe cuvânt. 4, uite, ca să vezi și tu. Lasă. Eu cred că, în secret, tu ador să te machezi. Măi, da. Pe cuvânt. Are copii la casă. Știu, și păi cântă tu, chiar mai fals decât o face când e bărbat. Romică, gata, hai, mă, Romică. Mă, nu mai zic nimic. Bă, dar am strici tot, nu mai vine nimic. Uite, oameni, nu mai vin mâine. Îi sun, bă, veniți la... Da, dar eu n-am nimic cu ei. E nebunul ăla. Îi scot în față, dar nu, îi scot în față. Oamenii vor să se afirme, ai înțeles? Păi până când Rubio o să fie tânără speranță? Că și vopseaua aia din cap ține 3 săptămâni. Lasă-mă pe... Eu, sincer să fiu, am vrut să vină Alex Velea aici lângă mine să citească niște glume. Pe cuvânt. Velea? Da. Dar el a spus că este elitist și că el citește doar ce scrie pe el. Păi, la asta am râs și eu, dar nu fă mișto de Velea, zău. E și Anda, Anda, aplauze! Anda, Adam! Lasă. Anda, Adam, ai care grijă. A fost, sincer să fiu, care a fost, dar Te Cunosc de Undeva și știm că se poate preface, că este oricine și orice, pe cuvântul meu. Cum orice, mă? Mai ales am văzut-o că se preface că e simpatică. Te-ai uitat? Te-ai uitat? Știi pe cine? Băi, știi pe cine am vrut să invit astăzi seară, mă? Pe Mihai Trăistariu. No! Da! Pe cuvânt, Trăistariu, din păcate, nu și-a găsit în garderobă nici o pereche de chiloți pentru revelion, bă, băiatul. Bă, să n-ai o pereche de chiloți cu sclipici? Nu se poate așa ceva. Ce faci, mă rog? Stai să-ți mai zic, pe cuvânt, chiar că habar. Bă, nu cred că ai zis-o. Ceva, nu cred că ai zis-o. Ceva, pe... N-ai zis-o pe asta cu chiloții lui Trăistariu la televizor, nu? Ba da, am zis-o, pe cuvânt. Dar de ce ai zis-o? Păi ce am zis-o el? El și-a făcut poză. Ce... Tu știai, mă? Cred că nu știi. Nu știai. Na. Știai că Monica a terminat școala de actorie? Băi, dacă te legi de Monica Angela... Scuze. Nu știai, ea? Băi... Și din câte am înțeles, și actoria a terminat-o pe ea. Pe cuvântul meu... Atenție la mine, Monica, nu este rușine că ai făcut o facultate. Este o rușine că ai făcut-o degeaba. Mai! Nu! N-am zis! Mai auzit tot ce a zis? Că a fost pe aceeași scenă cu Ray Charles. A fost. Nu o cred! A fost la Ray Charles mi-a zis că a fost acolo și n-a văzut-o.
Te rog, strici tot. Gata, mă, gata, am terminat. Tot ce am construit, strici, nu mai rămâne nimic. Gata, gata, pleacă. gata, nu mai zic nimic. Să rămân auzana. Să rămân auzana, te iubesc, sincer spun. Sincer o iubesc pe... Reciproc avantajos. Ai văzut cât de frumoasă e? E supărăcioasă. Pe cuvânt, pe cuvânt. E jumate de cât era. Așa este, da, da. Și sunt superbă, aplauze. Jumate din cât era, aplauze. Mai zi, mai zi. Ea a avut mereu înăuntru două personalități, Dane, să știi. A avut una amuzantă și una mai dură. Pe aia amuzantă, din păcate, a uitat-o în jumătatea pe care a slăbit-o. Mai! Hai, mă, dar nu poți! Ești mișto, ești mișto, gata. Romică. Te rog. Auzi? Ce? Du-te, caută-mă pe afară, poate... Am fost și nu erai. Speram să fii dat afară de mult, sincer. De mult, băi, Dane, bă, uite, ca să lăsăm și noi loc pentru ăștia tineri, mai înțeles? Ar fi bine să mai pleci, să mai... Uite, de exemplu, Cristi Iacob, mai înțeles? Cristi Iacob. Omul e actor, a da, spus, știu, băi. Nu te uita că nu e vorba despre tine. Știi ce este ironic, Dane? Că atunci când a plecat Orodis la ProTV, a făcut un salt în carieră. Cristi Iacob... Ai, mă, adică a plecat. Pe cuvânt, rog. Așa... Nu mai lăsa să termin. Pe când Cristi Iacob... Auzi, avem băieții de la pază, mai sunt pe aici, eram și tu băieți la pază la studiurile. A devenit din ce în ce mai cunoscut. Aplauze! Cristi Iacob, ți-a spus! Mai sunt băieții de la pază, să vină aici. Să vină băieții de la pază, dacă sunteți. Erau niște băieți la pază, salutăți. Stai, mă, Dane, ce e cu ăștia mari? Au o treabă cu tine, hai că povestim. Stai puțin. Ce treabă? Pentru ce? Că ce? Să nu mai ce? Să nu mai vin niciodată aici, mă, Romi. Pe scenă? Să aibă grijă, bă, vă rog frumos, nu mă enervați. Pentru că eu când mă enervez, mănânc bătaie. Pe cuvântul meu, e de obicei. Dane, oricum nu plec. Plecam și singur, să știi. Nu trebuia să-i aduci pe sfrijiții ăștia aici. Și te rog frumos, de acum încolo, nu-l mai chemați pe Jean de la Clava printre vedete. Vă rog frumos, avem și noi un standard. Nu? Deși cu Ana Lescu acolo, nu și-a dat nimeni seama nu de mai treaba. Mai luat! Te... Gata, nu mai! Băi! Hai, ajutor! Ajutor, Dane! I love you! Am zis că e rebelion. Iertare, încă o dată, iertare, Șerbane, iertare. Ozana, supărare? Nu. Sunt obișnuit de la eu moarte. Mi-a frate. Monica, supărare? Nu. Revelion 20-20, fiți atenți ce urmează. Mergem mai departe.